V-am adus un Rolls Royce. Îl avem pe Obi. Obi! Obi. Care o să vă ajute. Dar mai am și alte surprize. Foarte mici și foarte mari. Și haideți să văd cele mai spectaculoase Cruele de Vil. Știți melodia de la coloana sonoră? Melodia Cruelei? Cruella, Cruella, Cruella de Vil. If she doesn't scare you, then nothing else will, except Cătălin. Cruella de Vil. Extravaganta bogătașă Cruella de Vil, cunoscută cu precădere din desenele animate marca Disney, 101 Dalmațieni, trece drept unul dintre cele mai rele, emblematice și înfricoșătoare personaje de ficțiune. Mare iubitoare de haine de blană, ea le-a pus gând rău unor adorabili cățeluși cu buline. Planurile i-au fost de bună seamă de jucate. A, nu sunt drăguță? Ce urâte sunteți! Da, mulțumim! Și tu arăți bine astăzi. Da, sunt foarte frumos. Dar o geamănă am nevoie prima oară. O geamănă și o... Barbară. Și o barbară. Păi, o geamănă și o barbară, după care o altă geamănă și o sânziană. Ce înseamnă pentru voi Cruella de Vil? Un personaj rău, negativ. Dur, ca tine. Dar în același timp... Glamour. În același timp, foarte fashion. Cruella de Vil era recunoscută pentru blănurile celebre, pentru hainele celebre, pentru silueta ei celebră. Lavinia, care dorm ca o beșniță acolo. Fața e de vrăjitoare, se vede. Da. Deci, ea era un personaj negativ, dar era un personaj extrem de cochet. Este unul avea din cele mai fashion exact. Personaje din desene animate. Avea și un machiaj special, o coafură specială. Nu Glenn Close a jucat în film? O atitudine pe măsură. Noi am adaptat puțin zilelor noastre această Cruella, da? Dacă Cruella avea un, nu mai știu ce mașină de epocă, voi aveți un Rolls. Dacă Cruella avea un 1100 de dalmațien, 101, voi o să aveți doar un dalmațian, dar alte multe surprize. Vă rog să nu văd trac și țipete și aulă mă mușcă, aulă...